Astăzi a avut loc sfințirea Bisericii Sfânta Treime din localitatea Cața, județul Brașov, un locaj de cult monument istoric restaurat în ultimii ani atât la interior cât și la exterior. Slujba de târnosire a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Se sfințește biserica aceasta cu hramul Preasfânta Treime, cu harul Preasfântului Duh, prin stropire cu această apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui, Amin. Al Fiului, Amin. Și al Sfântului Duh. La final, credincioșii, autoritățile prezente, fiii satului și toți oaspeții au avut posibilitatea să se închină în Sfântul Altar și să cinstească moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Cu multă bucurie astăzi am venit în parohia Cața, protopopiatul Rupea, pentru a împlini o lucrare care ține de dragostea lor și de prețuirea lor față de biserică. Refăcută biserica a trebuit să fie sfințită pentru că n-a avut ocazia aceasta de a fi zidită masa altarului, refăcută acum masa altarului. Biserica întreagă a fost sfințită și redată ca o mireasă bine împodobită credincioșilor, care, deși nu sunt mulți la număr, sunt foarte iubitori de Hristos. Deci cu cât a fost biserica sau parohia mai mică, cu atâta bucuria noastră a fost mai mare. Am fost înconjurați de toți binefăcătorii, de fiii satului, de credincioșii de aici, dar și de binefăcătorii din împrejurim și de oficialitățile care au contribuit la înnoirea bisericii. Pentru activitatea pastorală, misionară și administrativă din cei 12 ani de slujire în parohia Cața, preotul paroh a fost hirotesit iconom, iar binefăcătorii bisericii au primit acte de cinstire din partea ierarhului. Este pentru prima dată când un mitropolit vine în această zonă multietnică și multiculturală, la granița cu Secuimia, pentru a binecuvânta și a sfinți această biserică atât de necesară pentru credincioși ortodoxi. Și în cei 12 ani pe care i-am petrecut aici, din 2006 până în prezent, au avut loc lucrări de restaurare la acest monument. A fost nevoie mai întâi să obținem aprobările de la Ministerul Culturii și Culturilor, monumentul fiind de categoria A. Am obținut pentru lucrările exterioare, interioare, pentru pictura bisericească și iată, după 12 ani, am finalizat toate aceste lucrări și am putut astăzi să-l primim pe înalt preasfințitul în comunitatea noastră. Biserica Sfânta Treime din Cața a fost zidită la 1816 și a fost restaurată prin eforturile comunității parohiale cu sprijinul autorităților și al fiilor satului.